Această emisiune vă este oferită de STEM Shore, banca daneză de celule STEM. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor medicale ce spun că în deviația de sept operația este prima soluție sau că unele iaurturi sunt făcute cu bacterii din fecale. Astăzi vom răspunde unor întrebări adresate adesea emisiunii. Ce boli putem lua prin sărut? Înainte de a ne lega punctual de o anumită boală, haideți să clarificăm ce tip de infecții, pentru că este clar că despre așa ceva vorbim, putem transmite cel mai adesea prin acest gest intim, adică prin sărut. Bacteriene și virale. Exclusiv bacteriene. Doar virale sau parazitare. Cele mai comune boli transmisibile prin sărut sunt cele bacteriene și virale. Astăzi vom pune reflectorul pe hepatita A. Este aceasta o boală transmisibilă prin sărut? Ca să răspundem aceste întrebări, ar trebui să vedem ce tip de infecție este aceasta, bacteriană sau virală. Hepatita de tip A este o infecție virală provocată de către un virus cu tropism hepatic, adică acest virus provoacă hepatită, ciroză, cancer hepatic sau poate duce la oricare dintre acestea. Cred că știți răspunsul corect. Cea mai comună reacție este hepatita, ochi galbeni, ficat mărit și oboseală. Dar am spus cea mai comună. Aceasta înseamnă că o parte dintre pacienți pot cunoaște forme mai grave ale infecției cu HVA, precum hepatita fulminantă. În ce procent credeți că hepatita se soldează cu deces? În 0,01% dintre cazuri, 0,1, 1 sau în 5% dintre cazuri. Știu că majoritatea privește hepatita A ca pe o boală banală. De altfel, în țările în curs de dezvoltare, incidența hepatitei A se găsește între 90 și 100%, iar România nu se află în celălalt capăt al clasamentului. Cu toate acestea, mortalitatea post-infectare cu virus hepatic A poate ajunge, în anumite condiții, la un caz din 100 de infectați. Priviți cu alți ochi acum această hepatită, nu-i așa? Dar ce se întâmplă în organismul celor ce dezvoltă o hepatită de tip A? Cine este de vină pentru afectarea hepatică? Virusul care se replică în hepatocite și le dereglează activitatea. Secreția biliară care se acumulează în bilă, de unde și culoarea galbenă pe care o au persoanele cu probleme hepatice. Reacția autoimună sau mecanismul de acțiune este necunoscut. Dintr-un anume punct de vedere, virusul hepatic A este foarte ineficient. Doar deranjează hepatocitele, fiind înlăturat de către sistemul imun rapid, în câteva săptămâni. Pe de altă parte, acesta are un succes fenomenal, infectând aproape 100% dintre locuitorii țărilor în dezvoltare. Dacă este un virus slab sau puternic, rămâne să judecați voi. Dar cum ajunge virusul în ficat? Pe cale digestivă, prin aerosol, prin sânge direct sau pe toate aceste căi? Virusul hepatic A este incredibil de rezistent, nefiind ucis nici prin spălarea hainelor cu detergent și nici prin scufundarea în acid precum cel din bateria de mașină. Singurele moduri de a scăpa de el sunt chimicalele de tipul clorinei sau iradierea cu ultraviolete. Așa că acest virus trece liniștit prin acidul gastric și intră în sânge de unde ajunge la ficat. De aceea, vă invit să nu vă sărutați cu persoanele cu ochi galbeni, și aici nu mă refer la culoarea irisului, sau măcar să mă așteptați 8 săptămâni, pentru că hepatita A se poate lua și prin sărut, în afară de variantele obișnuite. Apă și mâncare infectată și procesată incorrect, cum ar fi, de exemplu, în cazul scoicilor fierte insuficient. Așa că vă invit să urmăriți următoarele episoade de Dr. Mit, să vizitați pagina Facebook a emisiunii sau să accesați drmit.ro pentru a afla ce alte boli se pot transmite prin sărut. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Această emisiune v-a fost oferită de STEM Shore, banca daneză de celule STEM.